Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru vineri. Dragilor, ziua de vineri vine cu niște energii extrem de interesante și mai mult decât atât. Este o zi cu semnificație aparte. Avem data de 10 care vine cu roata destinului. Într-un context de blocaj, într-un context de sacrificiu, Poate unii tot am avut blocaj, fiecare pe partea lui. Ei, și în ziua de vineri putem primi un ajutor din partea cuiva, și mai mult decât atât, se poate produce o primă deblocare. Însă, atenție! Această primă deblocare presupune să sacrificăm ceva, să finalizăm ceva, pentru că energia generală pentru ziua de vineri este arcana majoră, moartea, care. În mod normal urmează arcanii majore, spânzuratul. Moartea să știți că o să fie energia generală pentru luna iulie. Știu că suntem în iunie, în schimb, probabil acum în viața fiecăruia dintre noi se produce un anumit declic. O rotiță începe să se învârtă pentru fiecare dintre noi într-un anumit domeniu de viață. Dar mai mult decât atât, este o zi cu predispoziții la finaluri. Deci ceva se încheie, ceva se transformă. Ca să iasă din acest blocaj, spânzuratul trebuie să accepte o altă viață. Da? El cât este în acest blocaj trebuie să vadă o altă latură a vieții. Este pus în pielea celelalte persoane, este pus într-o situație în care spunea eu niciodată nu o să fac asta, eu niciodată nu o să merg acolo, eu niciodată nu o să stau de vorbă cu persoana asta. Ei și blocajul ăsta pur și simplu ne ajută să devenim mai înțelepți. Și după ce devenim mai înțelepți, pur și simplu ne apucăm și schimbăm ceva în viața noastră. Este o carte cu foarte multă spiritualitate, spânzuratul reprezintă Zodia Pești, iar Arcana Majoră Moartea reprezintă Zodia Scorpion. Deci discutăm de niște transformări în profunzime care nu sunt neapărat fizice. În cele mai multe cazuri este vorba de o rotiță care începe așa să se învârtă ușor, ușor în mintea noastră. Deci nu e neapărat ceva fizic da, care se întâmplă. Bun, vreau să văd și o carte oracol, să vedem mesajele. Pentru noi toți, Pisica este lângă noi, dar este pe canapea și doar, chiar lângă mine. Mesajul din partea cărților Oracol chiar este să vorbim cu propria noastră ființă, da, să facem lucrurile într-un mod altfel, într-un mod uh, diferit, aș spune eu. De ce nu? să stăm așa față în față noi cu noi și să mai reanalizăm lucrurile, să mai reanalizăm o situație anume. Iarăși. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Puteți să ascultați și de la Zodie și de la Ascendent dacă vreți mai multe detalii și de asemenea vă aștept cu drag și la filmările pentru această săptămână. Au părut toate atât în comunitate cât și filmările publice, așa că vă invit cu drag să le vizionați. Am lăsat și playlisturile mai jos după capitole. Și ușor, ușor apar și filmările pentru următoarea săptămână. Următoarea săptămână avem o lună plină în săgetător, așa că abia aștept să termin de filmat mai toate zodiile să le încarc așa rând pe rând să le traduc. Și abia aștept să, să împărtășesc cu voi uh, energiile care care vor fi prezente. Pentru că această lună plină în săgetător, să știți că o să schimbe destul de mult viața fiecăruia dintre noi, dar pe un anumit domeniu o să discut exact și pentru fiecare zodie în parte pentru săptămâna viitoare. Poate o să fac și o filmare specială aici, dacă o să mă simt mai bine, momentan sunt în refacere da? și nu, nu vă pot promite nimic. Dar oricum o să discutăm, cred că marți, marțea viitoare, deci dacă nu fac filmare separată, oricum discutăm la filmarea de marți pentru fiecare zodie în parte ce se întâmplă. Și o să discut și în filmările pentru următoarea săptămână. Um, probabil simt nevoia să vorbesc de această lună plină care va fi următoarea săptămână, tocmai um, pentru că Înainte de săgetătorul, mă rog, luna trece prin scorpion și de acolo ne ajută pe fiecare să vedem lucrurile mai în profunzime, să aflăm secrete, să aflăm lucruri importante care ne pot ajuta ulterior, cine știe, să închidem un anumit capitol din viața noastră. Eu tin să cred că ziua de vineri, iarăși, este foarte bună pentru meditație. Foarte bună pentru a conștientiza în mod special la nivel mental, pentru că în cele mai multe cazuri nu văd să fie o. A, acțiune fizică, da care se petrece bine acum la nivel mondial la nivel macro. Acolo se poate produce orice da cu arcana majoră moartea și cu roata destinului. Bun dragilor, hai să vedem pentru fiecare zodie în parte și încep cu berbecul să vedem ce faceți voi. Berbecii au 8 de cupe, 2 de băte și arcana majoră puterea. Bun, dragi berbeci, hai să vedem. Energia generală, soarele. Bun. În cele mai multe cazuri, berbecii reușesc să facă lumină într-o problemă în această situație. Este ca și cum, nu știu, ori, Vreți să schimbați ceva, da optul ăsta de cupen spune că lăsați ceva în urmă, vreți să renunțați la o idee, vreți să renunțați la o persoană, vreți să renunțați la ceva anume și vă faceți aici totuși niște planuri pentru un viitor mai îndepărtat. Vreți să lăsați ceva în urmă, poate cine știe unii bărbeci se pregătesc pentru o călătorie. Iar rezultatul final este arcana majoră puterea care în acest context pentru voi. Vine cu foarte multă forță. Este ca și cum pentru berbec este o zi cu idei strălucite, ca să spun așa, care vă ajută să încheiați odată un capitol care oricum nu vă mai împlinea și să vă faceți planuri pentru un viitor mai îndepărtat, să vedeți puțin lucrurile altfel. Saturn acolo chiar retrogradează pe casa voastră. A 11-a, așa că nu m-ar mira ca unii bărbești să-și schimbe puțin planurile de viitor. Bun, um, am uitat să iau extensii, da, nu știu, hai să iau cu tarotul țigănesc, că n-am luat niciodată, nu știu cum vor și citirile, dar așa simt, poate de asta era pe masă. Hai să vedem ce lăsați voi în urmă. Ei, așa cum spuneam, berbecii își dau seama, ori află un secret astăzi, ori pur și simplu vă dați seama de o persoană care nu vă era benefică sau de o activitate pe care o aveți de făcut. Ceva ce v-ați spus voi în plan, ați spus gata, fac și când colo vi s-au dat puțin planurile peste cap, tocmai pentru a le construi pe o bază mult mai stabil. Chiar vă rog să-mi scrieți acolo dacă vă place varianta asta cu extensii din acest tarot. Dacă vă place, așa facem. Dacă nu, continuăm pe varianta veche mai departe. dragii mei Tauri, hai să vedem ce faceți voi. Taurii au Cavalerul de cupe. Asul de bâte și iapul. Energia generală pentru Taur este uh, Regina de cupe. Bun. Dragi tauri, este o zi cu multă sensibilitate pentru voi și parcă mergeți undeva, faceți ceva nou, schimbați ceva la voi și vă văd foarte plin de pasiune, foarte dornici. Atenție pentru taurii care cunosc o persoană nouă în ziua de vineri și nu e neapărat de dragoste. Puteți să cunoașteți o nouă persoană la locul de muncă, în cercul de prieteni sau știu eu. Atenție puțin pentru că e ceva ce nu, nu e pentru voi, da Poate fi o relație toxică iarăși în alte cazuri, dragi tauri, dacă se iubește să faceți ceva ce v-ați dorit voi de mult timp. E bine, acționați, dar încercați să mențineți acolo un echilibru. Cei mai mulți tauri sunt foarte sensibili în această zi și sunt dornici așa să se afirme, să se arunce cu capul înainte. Chiar aveți o energie bună și unii e posibil să începeți weekendul mai devreme atunci când vine vorba de ideea aceasta de a vă distra sau de a vă simți bine. Acum, n-a distracție, nu știu, pentru cineva poate să însemne că iese la o plimbare sau că stă așa și se uită la stele și așa mai departe. Da? Totuși aici văd multă pasiune pentru Taur. Hai să vedem totuși cei cu noutatea aceasta care apare. Bun, e ceva ce ține de casa voastră, da? Sau e ceva ce vă oferă vouă mai multă stabilitate, mai multă încredere în forțele proprii. Atenție, dragi tauri, așa cum vă spuneam, la o nouă persoană care poate apărea și care poate fi mai curioasă decât vă imaginați voi. Adică vrea să intre în cercul vostru, vrea să afle mai multe detalii, atenție puțin la acest aspect și, de asemenea, dragi tauri, poate fi o zi în care o persoană din familie uh, ar putea să vă surprindă destul de mult uh, prin faptul că află niște informații, da? Niște informații față de voi, da? E ceva ce ține de vindecare, spiritualitate creativitate, dar în alte cazuri, nu știu, aflați de o veste bună care ține de zona aceasta a sănătății. Nu știu, aveți niște discuții aici interesante în legătură cu un angajament serios și nu e neapărat vorba de căsătorie, că nu toată lumea se căsătorește. Pur și simplu, faceți o înțelegere cu cineva. Dar, repet, pentru taurii care sunteți singuri și care vreți să cunoașteți pe cineva, ați avea șanse să nu spun nu. Dar atenție, da? atenție că e posibil să nu fie totul chiar atât de roz pe cât vă imaginați voi. Dragii mei gemeni, hai să vedem ce faceți voi, dragilor, care e viața voastră în ziua de vineri. A început citirea. Cavalerul de cupe. Arcana majoră în drăgostiții, care este cartea voastră în tarot. Și doi de monede. Energia generală steaua. Bun. E treabă serioasă aici. Gemenii visează departe în ziua de vineri și vedeți că puteți să faceți un lucru inovativ pentru viața voastră. Puteți să vă schimbați și eu modul în care arătați, puteți să faceți o schimbare care este importantă pentru inima voastră, dar alți gemeni, să știți că treceți printr-o zi de vineri destul de frumoasă, în care ușor, ușor se arată la orizont un anumit vis pe care voi îl aveți, o anumită speranță. Văd aici o invitație pe care o primiți sau un drum pe care îl faceți, ori către un local, o instituție, nu știu, care ține de artă, de creativitate, de frumusețe, de vindecare. Nu știu, în alte cazuri, gemenii pot propune o ieșire cuiva sau cineva vă propune o ieșire. Și atenție că nu e neapărat de dragoste. Nu știu, vă propune o ieșire, o vecină, o prietenă, cineva de la locul de muncă. Și văd aici o decizie importantă pe care gemenii o iau, dar iarăși poate să fie și o zi în care Vă simțiți în largul vostru, vă simțiți bine, vă simțiți apreciați și mai văd aici doiul de monede. Este posibil ca undeva în a doua jumătate a zilei gemenii să fie puțin solicitați în două locuri, două locuri de muncă, două relații, două situații. Trebuie să faceți și una, trebuie să o faceți și pe cealaltă, dar ideea este că apare un element de noutate pentru gemeni care, de ce nu, vă ajută să fiți mai apropiați de, de, propria voastră ființă. Aici discutăm clar de autenticitate cu îndrăgostiții și cu steaua, care steaua oricum vorbește de vărsător, deci de autenticitate, dar mai mult decât atât, este și cartea voastră. Deci gemenii luptă astăzi să devină cât mai autentici, cât mai sinceri în ceea ce fac și este posibil să îi lăsați pe ceilalți așa cu gura căscată. Cele mai multe cazuri. Hai să vedem, dragi gemeni, cu îndrăgostiții aici, că sunt curioase iar arcană majoră, totuși. Bun, îndrăgostiți. Dragi gemeni, în unele cazuri poate să fie și o discuție în contradictoriu pe care o aveți și care ține de o instituție, de o persoană mai în vârstă. Ceva nu vă place vouă aici, ceva nu vă convine. Poate aveți de ales. Da? În sfârșit vi se arată pe unde e problema. Sau, în alte cazuri, gemenii pot rezolva o problemă um, pe care o aveai de mult timp, nu știu, o neînțelegere cu o persoană mai în vârstă sau uh, e ceva ce ține și de niște acte da? sau de niște hârtii. Și dacă sunteți femeie, parcă totul vine așa ca o surpriză pentru voi, nu știu, vă caută vreun fost, vreo fostă sau apare o neînțelegere aici. Da, ah, iar să știți, dragi gemeni, că e o zi în care voi aveți o, 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 foarte mare atracție, da? adică emanați foarte multă atracție în jurul vostru. Interesant. Zodia Rac. Hai să vedem ce se întâmplă pentru Rac. Ce încheiați voi? Au sărit prea multe cărți, dar, dragi raci, am un mesaj important pentru voi. Mi-au sărit în ochi aceste cărți. Atenție pe tot ce înseamnă manipulări și pe tot ce înseamnă secrete în această zi, pentru că unii raci se pot sătura, iar alții dintre voi pur și simplu puteți afla niște informații importante. Hai să vedem mai departe, totuși, despre ce este vorba. 4 de monede, 4 de cupe. Doi de monede. Energia generală, regina de spade. pe păi dragi raci, aici astăzi se ia o decizie importantă și nu știu cât o luați voi, cât o ia uh, o persoană mai rece, mai dificilă, mai detașată. Poate fi o persoană de la locul de muncă sau poate fi o decizie din partea unei instituții. Racii sunt foarte siguri pe ei, dar parcă e un blocaj aici, nu știu, care ține de o instituție, de niște acte. Poate, în unele cazuri, racii își dau seama că e cazul să se respectă puțin mai mult, adică na, chiar va fi favorabil și apoi aveți 4 ăsta de b de băt. 4 de monede nu știu, poate și sărbătoriți ceva. Bun. Este ca și cum. Cineva nu știu ori o persoană rigidă, ori o persoană care se află într-o stare de oboseală, o persoană care este ușor mai indecisă și cineva care nu este foarte deschis așa pe zona noutăților. Însă, într-un final, racii reușesc să evalueze, racii reușesc să găsească un echilibru, să găsească o soluție la o problemă. Hai să vedem, dragi raci, ce vi se oferă aici și nu, nu vă place vouă. E vorba de o amânare, de o întârziere. Da, e vorba de o persoană care nu este foarte serioasă, sau pur și simplu faptul că unii raci vă simțiți puțin mințiți, vă simțiți puțin lăsați deoparte. E ca și cum vi s-a promis ceva și acum cineva nu se ține de cuvânt da? sau ceva s-a întâmplat. În alte cazuri, dacă sunteți într-o relație, poate fi o zi în care nu comunicați foarte mult sau o zi în care lucrurile sunt ceva mai reci. De asemenea, dragi raci, nu lăsați trecutul să vă domine, cum s-ar spune. Că în final, ia uitați, lucrurile sunt bune. În final lucrurile sunt bune și chiar o femeie v-ar putea ajuta. Dragii mei lei, să vedem ce faceți voi. Soarele, valetul de cupe, și 10 de monede pentru leu. Frumos! Energia generală 2 de monede. Păi dragi lei, tot, nu știu, poate n-ați avut o perioadă foarte bună, poate în alte cazuri n-aveți voi chef să faceți anumite activități, dar ia uitați ce veste bună primiți din partea unui copil și sau din partea unei persoane mai tinere și e ceva ce ține de familia voastră, de casa voastră, ceva ce ține de planul vostru personal în unele cazuri sau, cine știe, alți lei primesc o veste bună de la locul de muncă. Niște cuvinte așa de laudă, de apreciere, cuvinte frumoase. Reușiți să aveți parte de un succes astăzi. Ceva frumos se întâmplă pentru leu. Sunteți aplaudați. Bun și discutăm aici ori de niște planuri de viitor, ori discutăm despre un succes pe care îl puteți avea și care ține de străinătate, studii înalte, ceva ce ține de internet. De o călătorie îndepărtată, de aici pot veni niște vești foarte bune clarificatoare și poate chiar destul de benefice pentru, pentru casa voastră. Sau dacă e vorba de zona locului de muncă și de acolo puteți avea da, o reușită, ceva frumos. Poate printr-o persoană mai tânără. Dragi fecioare, să vedem ce faceți voi. Judecata, soarele, frumos, și șapte de spate. Energia generală, asul de cupe. Bun. Da, voiam să spun ceva și poate nu e ok să spun. Dragi fecioare, hai că o să spun până la urmă, sper să nu mai ia, ia? v-am spus nu să răcită, pur și simplu e de la oboseală. Dragi fecioare, în primul rând, aici văd o veste de pace, da, o veste bună care apare către voi și e interesant că este o decizie, da, sau e ceva ce ține și de o transformare. Reușiți să finalizați ceva. Ceva după mult timp. Dar e cu succes pentru voi pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că acest succes sau această reușită, da, de care aveți parte e posibil să atragă și anumite persoane mai puțin pozitive. Dacă sunteți femeie, vedeți că astăzi puteți să rezolvați ceva împreună cu un bărbat, poate chiar să stați la masă și să discutați serios cum anume rezolvați situația respectivă și nu e neapărat de dragoste, tot repet acest lucru. Poate fi ceva ce ține de banii voștri, ceva ce ține de un prieten sau viața voastră privată. Aici lucrurile încep să fie puțin diferite pentru fecioară. un succes, o reușită. Hai să vedem ce cu șaptele astea de spade. E vorba de o noutate care apare și vouă nu vă place. Nu știu, vi se spune un cuvânt, o vorbă care nu vă place. Dacă sunteți bărbați, e vorba de o femeie dacă care vă dezamăgește sau care își urmărește interesul, care simțiți voi așa că vrea să vă fure, că nu-i dreaptă cu voi și e ceva ce ține de o instituție publică sau e ceva ce ține de judecată. Iar dacă sunteți femeie, atenție astăzi dacă aveți desemnat vreo ceva sau dacă ați cunoscut pe cineva, dacă ați făcut o înțelegere, pentru că este posibil, da, ia uitați, deci a ieșit și cartea bărbatului, nu știu, aici pentru unii poate fi un moment în care atât voi cât și persoana de lângă, nu știu, vă urmăriți propriul interes. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că este o zi favorabilă să îndepărtați anumite elemente nefaste din viața voastră pentru a vă elibera. Sunt energii puternice. Dragi balanțe, hai să vedem ce faceți voi în această zi. Cavalerul de spade, balanțele sunt cu surprizele astăzi, asul de monede și regele de spade, energia generală nouă de cupe. Păi, dragi balanțe, voi aveți o zi bună. Aveți parte de o surpriză care poate consta într-o discuție clarificatoare, aprinsă, dar prin care să vedeți și voi odată cum stau lucrurile. Văd un nou început pentru voi, un uh, nou început aici, nu știu, poate să însemne o noutate care apare la locul de muncă, o nouă persoană sau o nouă propunere, o nouă șansă care vi se oferă, cumpărați ceva nou, faceți ceva nou și totuși e ceva în favoarea voastră, mai ales dacă sunteți bărbat. Parcă e ceva ce ați gândit voi de mult timp și acum în sfârșit te puneți în practică. Hai să vedem, dragi Balanțe, ce cu această noutate. Da? această noutate are legătură cu plecarea cuiva, cu plecarea cuiva sau cu o întâlnire surpriză pe care o aveți din partea unei persoane care este mai sensibilă din fire. În unele cazuri e ca și cum aflați că cineva pleacă, cineva se mută. Aflați de o schimbare care vă surprinde destul de mult și are legătură cu o persoană din depărtare sau o persoană care creează știu eu pe internet sau intră în contact cu alte culturi. Apoi, scorpionii. Puterea, deci voi sunteți într-o luptă de orgolii, puțin astăzi. Doi de spade, care vă pune puțin pe gânduri. Și um, care într-un final vă face să mai reanalizați, să mai revizuiți puțin trecutul sau în unele cazuri, cine știe, scorpionii chiar au parte de o zi cu foarte multă pasiune o zi în care poate apărea o veste bună care ține de planul vostru fizic, de modul în care arătați, de ceea ce vă cumpărați, de locul de muncă sau știu eu într-o relație se aprinde o flacără, da? ceva se întâmplă aici. O întâlnire cu un suflet pereche sau cu o persoană veche. Hai să vedem ce cu șasele astea de cupe. Na, no. Cred că provocarea apare și ține de un drum, de o mutare, de o schimbare, dragi scorpioni, dar e ceva ce bubuie aici, da? parcă e vorba de finalul unei relații în unele cazuri. Sau de transformarea unei relații, atenție pe zona drumurilor, dragi scorpioni, astăzi, iar pentru cei care vreți să vă mutați, vreți să renovați sau vreți să schimbați ceva. Astăzi puteți primi tot felul de vești din acest punct de vedere și poate chiar să aveți parte de o reacție neașteptată din partea unui copil sau din partea unei persoane pe care voi o știți de mult timp. Săgetătorii Cavalerul de cupe îndrăgostiții. Opa, dragi săgetători, dar ce faceți aici? Și cavalerul de bâte, energia generală 7 de spade. Da, îmi vine să spun că cineva astăzi este prins așa... Uh, Într-o situație mai puțin plăcută, da, oricineva minte, cineva are învârte, iar în alte cazuri, săgetătorii, cine știe, vor să și cumpere ceva, vor să achiziționeze un lucru. Dacă e așa, fiți atenți pentru că e posibil să nu fie ceea ce pare în poză sau să nu vă aducă beneficiile pe care vi le promite acel lucru. Totuși, văd aici un drum. Cineva vine către voi sau e vorba de o invitație pe care o primiți și care vă oferă foarte multă pasiune, foarte multă poftă de viață și în final văd aici că vă aventurați voi într-un loc anume. Atenție, nu vă lăsați conduși așa doar de entuziasmul vostru. Știu că este o perioadă pentru voi în care teoretic aveți mai multă creativitate, chiar vă este favorabil iarăși să cunoașteți o nouă persoană. Dar dacă e așa, repet, fiți puțin atenți. Da? Eu nu spun să nu încercați, dar fiți cu ochii în patru. Iar pentru săgetătorii nu știu, care se află într-o relație, iarăși eu o zic cu multă pasiune, dar vedeți că nu știu, cineva are tendința să scape din vizor ceva anume. Hai să vedem încă o carte. Da, exact cum spuneam, vedeți că e cineva aici care își cam urmărește interesul, da? vedeți că vă puteți incumeta cu o persoană care este puțin mai geloasă decât de obicei sau care vrea să știe totul despre voi. Chiar și într-o relație poate fi o astfel de energie dragii mei capricorni. Hai să vedem ce faceți voi. Au sărit prea multe cărți, prea multe cărți. Da, am înțeles ideea de dualitate pentru Capricorn în această zi. Regele de cupe, Asu de băte și 5 de băte. Energia generală, diavolul. Pe păi, dragi capricorni, exact cum spuneam, dualitate. Voi astăzi sunteți puși așa în fața tentației. E ceva ce vă tentează, nu știu, vreți voi să faceți ceva anume. În unele cazuri, încercați să fiți atenți pe tot ce ține de excese și pe tot ce ține de ideea aceasta de a încerca cineva să profite de voi din punct de vedere emoțional. Văd o activitate nouă pe care o puteți face și care poate provoca puțină agitație în jurul vostru. Și o idee bună care vă vine în unele cazuri. Nu știu, unii capricorn, posibil să fiți puși la un regim sau nu știu, să nu aveți voie să faceți un anumit lucru și tocmai asta spuneți gata. Eu vreau să fac asta, vreau să acționez, vreau să uh, încerc ceva nou. Eu nu spun că nu-i bine să încercați ceva nou, dar um, moderat. da, Hai să vedem ce e cu noutate. Da, e o noutate, dragi capricorni, care ține de neseriozitatea unei persoane. Posibil să fiți mai sensibili în această perioadă, iar în alte cazuri este ca și cum aflați de o noutate care ține de, știu eu, un copil sau de o persoană așa care nu este foarte sigură pe ea. Atenție pe cât cheltuiți astăzi și, de asemenea, atenție la o persoană nouă sau atenție la modul în care voi acționați. E cineva care nu este foarte serios sau foarte serioasă și atenție la, la persoanele care vă pot distrage uh, de la activitățile pe care le aveți de făcut. Dragi vărsători, să vedem ce faceți voi. Da, mă uit la microfon pentru că mi s-a cam stricat, deci trebuie luat altul. Marele preot, doi de bâte, 7 de spade, asul de băte. Bun. Dragi vărsători, pentru voi apare o noutate aici foarte interesantă, poate chiar o nouă flacără care se aprinde într-o relație. Iar în alte cazuri, pentru unii vărsători e posibil să intrați în contact cu o persoană pe care voi o respectați foarte mult, și care este undeva la distanță, da, într-o altă țară, într-un alt oraș sau cine știe, unii vărsători Își planifică o călătorie îndepărtată și dacă e așa, atenție cum conduceți pe acolo și atenție. Um, să nu vă lăsați distrași eu de o melodie care cântă la radio sau de ceva ce se întâmplă pe acolo în jurul vostru. Mm. Alți vărsători să știți că dacă sunteți într-o relație, vedeți că. E un moment în care parcă ați vrea să mai reanalizați puțin lucrurile, parcă ceva nu vă place vouă acolo și e bine, e bine să reanalizați pentru că în unele cazuri, vădătorii au ocazia să cunoască o nouă persoană sau au ocazia să afle niște noutăți care nu prea mai au legătură cu viitorul relației în care voi sunteți. Hai să vedem și cei cu șaptele ăsta de spade, nu știu, alții, poate voi sunteți cei care vă urmăriți interesul sau o așteptare mai mare, nu vă place. Da, da e ceva ce ține de un bărbat, dacă sunteți femeie, un bărbat, nu știu, vă supără cu ceva, cu ceva anume, ori faptul că e mereu cu ochii pe voi, ori că este cam gelos. Iar în alte cazuri dacă sunteți bărbat, vedeți că puteți afla niște informații foarte importante astăzi care țin de o persoană mai puțin corectă. Da? Cineva care v-a mințit sau cineva care încearcă să vă determine pe voi să acționați într-un anumit mod. Dragii mei peștișori, hai să vedem ce faceți voi. În ziua de vineri. Ce se întâmplă? Cumpătarea pentru pești, cavalerul de cupe și cavalerul de monede. Regina de monede, dragi pești, dar e o zi bună pentru voi. Da, o zi în care e posibil să fie avut voi sau să aveți niște discuții în contradictoriu cu o persoană sau să fie o neînțelegere la locul de muncă. Da, oricum ar fi, peștii reușesc să rezolve ceva. Ori voi sunteți cei care găsiți echilibrul în toată această poveste. Um, ori în alte cazuri, cine știe, peștii au ocazia acum să... Cunoască o nouă persoană. Acum, nu știu, parcă mergeți undeva, la o întâlnire, la o ședință, vă întâlniți cu o persoană. Văd aici două persoane mai tinere, da? pe care, nu știu, pe care le întâlniți sau cu care voi intrați în contact. Și e ca și cum voi sunteți șeful, voi sunteți șefa, ceva de genul acesta. Nu știu, gătiți ceva, faceți ceva, reușiți să vă împăcați iarăși cu cineva astăzi sau să reluați legătura. În alte cazuri, vedeți că este o zi în care parcă sunteți puși în același loc cu o persoană diferită de voi. E o persoană care se mișcă așa mai lent, care trebuie să stea, să analizeze până face un pas și e pusă în aceeași cameră cu voi sau vă treziți în același context și cam trebuie să comunicați, da? trebuie să vorbiți, trebuie să colaborați. Nu știu. Hai să vedem, dragi pești, cu această cumpătare aici. Da, parcă trebuie să stați așa să mai lăsați de la voi, să evitați cearta sau poate chiar în unele cazuri e posibil să fii obosiți, da, într-o situație în care tot v-ați certat, v-ați împăcat sau poate să fie vorba de o revedere cu un prieten, cu o prietenă. Dar dacă e așa, vedeți că pot exista tot felul de um, discuții ușor. Uh, aprinse, ca să spun așa, dar nu neapărat vorba de ceartă, pur și simplu, parcă cineva vă înțeapă. Și am aici -o carte. Drumul. Da? Peștii pot primi o vizită sau puteți să intrați în contact cu o persoană cu care să faceți un drum, să spuneți lucrurilor pe nume, să vă simțiți bine, iarăși și în alte cazuri. Și asta e interesant. Bun. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați canalului, să lăsați un like să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți sau pentru cei care vreți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unei persoane dragi vouă, sau să distribuiți aceste videoclipuri zilnice pe un site de socializare sau într-un grup din care voi faceți parte. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă. V-am pupat!